Acest program este sponsorizat de... Bună dimineața și voie bună tuturor! Astăzi vom găti o salată... Flămânzile, nu fă mutre, te rog frumos! Este vorba de o salată cu carne. O salată de pui, cu măsline și cu capere. Uite, pui, m-am gândit și la tine. Uite, piept de pui. Uite, fileul ăla mic, restul de piept. Vreo 300-400 de grame de piept de pui, zău așa. Despielițat, dezosat, asta este. Salată verde, coajă rasă de lămâie, cimbru, pastă de ardei iute, două lingurițe de curry, o linguriță de boia dulce, o linguriță și un pic de muștar iute, capere, un pic de iaurt, câteva linguri, câteva măsline, puțin pătrunjel proaspăt, 3 albușuri, 3 gălbenușuri, poate ce nu mai atrage atenția, 3 gălbenușuri de ofi și nu mai atent la ce spun, sare, da, gălbenușuri, sunt galbene, piper, o lămâie, și ulei de orez. O să folosim din plin ulei de orez pentru că să preparăm o maioneză. Iar e o chestie care e un pic grasă, care trebuie să-ți placă. Și am nevoie neapărat de un ulei insipid, fără gust. Bun? Ne apucăm? Ne apucăm de treabă. Hai să preparăm o marinadă mai întâi. Uite, curry. Boia. O să-i dau culoare boia asta, e dulce, nu-i uite. Sare, un pic și pe pui, piper. Puțin ulei. Poate mai pun ulei, poate nu mai pun, să vedem ce iese. Trebuie să obțină o pastă. Ca orice pastă o să fie unsă carnea cu ea, nu mai am nevoie de ulei. Trebuie însă să-mi desfac un pic puiul. Și acum îl pictăm. O lăsăm câteva minute până preparăm maioneza. Și secretul unei maioneze este ca ouăle și uleiul să fie la aceeași temperatură, preferabil temperatura camerei, deci nu ouăle să nu fie reci, scoase din frigider proaspăt. Mai este de fapt un secret, și anume, când adăugați ouăle, adăugați doar muștarul, puțin ulei, foarte puțin. Eu zic că e gata, prima fază. Și acum, sare, piper, de asta nu mai am nevoie, e un pic de suc de lămâie, îți place lămâia? Un pic de iaurt, pastă de ardei iute și acum maioneză. După cum vezi, fac maioneza un pic mai ușoară, fiindcă am diluat-o cu iaurt. Mă nu-i rău deloc, mai ales că mai adăugăm la el niște mici chestii, și anume, capere, câteva feliuțe de măsline. Uite, o să le... Cum să stau eu ca să mă vezi tu mai bine? Uite, o să le feliem așa. Cimbru. Coajă de lămâie. Ce mai avem pe aici? Uite, porumbul.
pătrunjel. Bun, dragă flămânzilă, asta este prima parte. Ne ocupăm de carne acum, flămânzilă. Asta este capitolul tău, ulei intigă, e? Flămânzilă, foc destul de iute, câteva minute pe fiecare parte. Gata și cărnița ta, flămânzilă. O scoatem și o punem la odihnă. După atâta luptă cu focul, are și adeptul la odihnă. Uite, o să o punem aici. Și acum să-ți explicitez tactica și strategia generală. Dacă vrem să servim salata rece, o băgăm la frigider, sosul adică, carnea o lăsăm să se răcească complet și nu-l amestecăm cu salata decât în clipa în care se servește, pentru că în contact îndelungat cu acest sos care conține acizi, de la muștar, de la suc de lămâie, de la iaurt, salata se va ofili, se va fleșcăi, va fi urâtă. Dacă însă dorim să o servim așa călduță sau la temperatura camerei, le amestecăm pe toate împreună chiar acum. Noi asta o să și facem, așa? Pentru că ție, da, carnea călduță. E, hai să o tăiem frumos. După e mișcă, știi că ne înțelegem. Mai dai tu o șpagă, îți mai fac eu un cadou. Salată, sos, măsline, capere, porumb, maioneză, iaurt, cimbru. Ce mai avem aici? Pătrunjel și feliusele de carne, astea ale tale. Dragi telespectatori, aceasta a fost rețeta de astăzi. Salată de pui cu capere, măsline și sos de maioneză cu iaurt. Un contrast interesant, dacă o serviți așa, de temperatură, între carnea fierbinte și sosul rece, un contrast interesant și de gusturi, dar pe care vă las să-l descoperiți singur atunci când veți face rețeta. O zi nemaipomenită tuturor în continuare. Ne revedem data viitoare. Acest program a fost sponsorizat de